Bună seara, oameni dragi, un nou episod de podcast. În această seară, un nou subiect. Vă mulțumim că ne urmăriți și de asemenea vă mulțumim dacă vă abonați și puteți să o faceți gratuit la canalul nostru de YouTube. În seara aceasta avem o temă interesantă, cum arată farmacia sau farmaciile în anul 2023. Pentru acest dialog, astăzi avem invitat pe domnul doctor farmacist Ciprian Mihoc. Bine ai venit, Ciprian, la noi! Bună seara, Leo! Bine v-am găsit! Mulțumim foarte mult că ești prezent astăzi și haideți să vedem cum arată farmacia în România la ora actuală. Din punctul meu de vedere, roz, dar este doar o impresie personală, pentru că am dezvoltat brandul care a luat numele Cromatic. De la funda roz, simbolul luptei împotriva cancerului în general, a cancerului de sân în special. Și acum, dacă am tot ajuns în domeniul ăsta, farmacia arată goală de produse specifice pentru anumite boli rare, goală de produse care, pe care le necesită bolnavi cu, de boli cronice. Se încearcă, totuși, noi luptăm din răsputeri să ne aprovizionăm, să oferim atât medicilor arsenalul terapeutic, cât și pacienților speranța unui panaceu, să zicem, la urmă urmei. Dar cum e ceea ce se spune la ora asta, că există cumva probleme pe lanțurile de aprovizionare? Ai făcut afirmația, sunt și ceva... Da, asta mă face care... să parafrazez un cântec comunist cu erori, au fost erori, sunt încă. Era vorba de eroi la vremea respectivă. Au fost probleme și vor exista probleme în sistem. Cum le gestionăm, aici face diferența. Încercăm să ne aprovizionăm. Piedicile vin din faptul că s-a ținut la un moment dat ca România să fie țara cu cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană. Fapt salutar, de altfel, din punct de vedere politic. Am înțeles de zilele trecute că a ieșit un barometru al sărăciei și suntem 6 români din 10 sub limita sărăciei, e normal să scazi prețurile la medicamente. Dar nu într-atât încât să fugă producătorii de piața din România, producătorii externi, să nu mă înțelegi greșit, nu le plâng de milă la Big Pharma. Big Pharma au fost și vor fi întotdeauna tari. Dar de aici încolo, să sperii niște producători și să nu mai privească piața farmaceutică din România ca fiind o piață de interes mercantil, la urma urmei sunt niște costuri implicate și e mercantilă, deși există și o componentă etică a afacerii. Ca să revin, sperii producătorii nu mai vor să-și înregistreze molecule noi, nu mai vor să vină în România. Mecanismul ăsta de cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană e cumva dictează o cascadă de alte reglaje de prețuri la nivelul țărilor din Uniunea Europeană. Există un mecanism european care cumva stabilește o medie a celor mai mici 5 prețuri per moleculă farmaceutică și aceasta este referința care li se aplică tuturor celorlalte țări din Uniunea Europeană, tuturor celorlalte bugete ale asigurărilor de sănătate. Și aici ajungem la bani, la asigurări, la ce doresc companiile de asigurări să mai reducă din costuri și să crească profiturile pentru shareholders, pentru acționari. Cumva lucrurile sunt atât de interconectate încât încercăm să facem tot posibilul ca pacientul român să beneficieze, să aibă acces în primul rând și să aibă acces facil și ieftin la produsele de interes. Da, ai vorbit despre 6 români din 10, să spunem că există aceste statistici, sunt la limita sărăciei, depinde cu cine ne comparăm. Și da, într-adevăr, eu cred că una din preocupările, să spunem, conducătorilor, decidenților, ar fi ca în România să combată, de fapt, aceste fenomene, pentru că nu inegalitatea este problema, ci combaterea sărăciei.
Aș vrea să te întreb, de-a lungul timpului ai fost implicat în diferite proiecte. Practic ești un antreprenor, dacă e să numim, în domeniul farmaceutic. Povestește puțin de câți ani ești implicat în această meserie, ca să-i spunem așa, și cum ai reușit sau ce ai fi vrut să faci și n-ai reușit și nu ți-a ieșit? Ai, bună întrebare, Leo. Cumva îmi și ridici la fileu, dar și gâdil vanitatea, în sensul că tendința mea e să zic că tot ce am încercat până acum mi-a cam ieșit. Așa și e, la urma urmei, mă consider omul sfințește locul, un exponent al acestei categorii. Ca să rezum, că nu știam că trebuie acum să-mi fac un mic CV pentru urmăritorii podcast-ului, dar la urma urmei, de ce nu? Am venit aici să vorbim despre probleme sau despre mine. Le facem pe amândouă. Probleme din sistem, dar... Despre sistem și cum au fost proiectele. Povesteam și am aflat că ești chiar președintele unui patronat. Deci, cumva, ai avut aceste preocupări de a fi activ, să spunem, în această breazlă, poate chiar să o unești această breazlă, pentru că și ea, la rândul ei, are nevoie de sprijin în comunitate, ca să zic cam așa, și mai ales în partea de reglementare. Pentru că ar fi interesant, dincolo de toate aceste aspecte, să explici pe înțelesul celor care ne privesc cum sunt organizate într-o farmacie produsele farmaceutice. Adică ce se dă cu rețetă, ce se dă fără rețetă. Mulți oameni au impresia că te duci și orice medicament îl poți primi în, sau moleculă, cum să mai spune, de la farmacist și farmacistul îți spune n-aveți o rețetă parafată, ștampilată. Cum este celebrul la Gucalmin, da, ce... învărtat și... Cum este organizată farmacia din perspectiva acestor... Au fost mai multe întrebări. Hai să le luăm de la început. Ca să mă și prezint, din punct de vedere profesional, am absolvit în 1999 Facultatea de Farmacie din Timișoara. Mi-am continuat studiile începând în 2001, un doctorat pe care l-am absolvit cum laude. Doctorat făcut în colaborare cu Catedra de Farmacognozie de la Universitatea din Szeged, Facultatea de Farmacie. De-a lungul vieții am cochetat, de-a lungul vieții profesionale, bineînțeles, am cochetat cu carieră universitară, am parcurs pașii necesari pe care noi, cei din domeniul medical în general, și doctorii și farmaciștii, au cumva obligația de a-i parcurge pentru a se afirma din punct de vedere profesional. Mă refer aici la rezidențiat, în farmacie, făcut la locul de muncă, la spitalul de copii. Deci am condus farmacia spitalului de copii o perioadă, am predat la facultate între timp, mi-am găsit drumul profesional, m-am regăsit mai mult în partea privată. Și atunci, pentru a face performanță, cum am renunțat la toate celelalte, nu poți să faci așa și așa bine sau să duci la performanță, la excelență ceva, și să te și diluezi în alte domenii, în alte părți. Atunci am început în 2004 o afacere privată care de-a lungul anilor a evoluat frumos și, ca să rezum, în momentul de față sunt între proiecte, dar în momentul în care am renunțat la proiectul cu Farmacia Roz, el era deja dus la un stadiu de maturitate, să zicem, quasi de plină. Deci este sustenabil, se poate menține foarte bine, mă gândesc. Pe concret. Ei construi managementul că... Am pornit în 2004 de la două farmacii. O farmacie la cartierul de unde provin, eu sunt timișorean, de 5 generații noi stăm undeva în Blașcoviți-Ronanț, n-am reușit să ne mutăm în altă parte. De la 1900, când străbunica a fugit din Chichinda cu acordeonistul, asta așa ca o picanterie, și s-a mutat în Ronaț. Tot acolo am deschis prima farmacie, în cartierul Ronaț, împreună cu o farmacie la Pișchia, care s-a dovedit a fi de
mai puțin succes. Aici ajungem la cuvântul cheie. M-ai întrebat de succes astăzi. Ce înseamnă? Cum se definește asta? Ce ai nevoie pentru a avea succes? Și în domeniul nostru pot să răspund direct la ultima întrebare. Ce ai nevoie ca să ai succes? Colaboratori foarte buni. Farmacistul nu e un farmacist de capul lui, nu este felcerul cartierului, satului sau spițerul, cum îi zicea pe vremuri. Este un profesionist care oferă un arsenal terapeutic, ziceam mai devreme, unui medic sau mai multor medici, ca aceștia să-și facă actul terapeutic în sine, să trateze un pacient sau să-i amelioreze niște simptome. Există nevoia de colaborare care, uite, de exemplu, în facultate nu ne-a fost foarte insuflată. Noi am fost învățați mai mult că ne vom lovi de un zid de pretenții, multe dintre ele absurde, din partea medicilor. Am încercat să-mi duc viața profesională astfel încât să nu țin cont de asta și să mă pun la dispoziția medicilor. Când eram în spitalul de copii, conduceam farmacia de acolo, așa mi-am învățat meseria, așa mi-am intrat în mână. Trebuia să le ofer tuturor medicilor cu ce să-și facă actul medical. Ținând cont că era anul 2001, spitalul avea datorii de 3 până la 5 ani în urmă neplătite și depozitele furnizoare cam blocaseră livrările către farmacia. Atunci vorba aia, fă bici. Da, de multe ori farmacistul, și asta o vedem cu toții în viața de zi cu zi, omul se duce la farmacist și farmacistul de multe ori îl consiliază și vis-a-vis de ce ar trebui, spunându-i ad hoc niște simptome. Cred că ni s-a întâmplat tuturor să mergem la farmacie și să întrebăm farmacistul, dom'le, mă doare ceva. Și farmacistul vine și îți prezintă mai multe variante, spune și ce merge și ce nu merge, sau mergea ceva și nu există, ar putea să îi ofere. Dacă nu este foarte complicat și se întâmplă lucrul acesta. Da. Deci ea că tot farmacistul face mai mult decât să ia de pe raft o moleculă, o fiscalizează și o pune în plasă. Leo, am tendința asta de a-ți răspunde la o întrebare cu altă întrebare. Aș vrea să evit capcana, să o... Nu cred că reușesc. Ce poți să-mi spui dacă ai de-a face cu un profesionist, cu un farmacist, care are un lanț în spate, că de obicei acolo se întâmplă lucrurile astea, și care lanț îi spune să facă un pic de rabat la etică și să vândă ceva totuși? Ce faci în cazul ăla când ți se bagă un medicament pe gât? Că te duci, te doare, te zgârie în gât. Se dă ceva direct, nu ești trimis la. Eu văd lucrurile puțin altfel. Dacă nu ești trimis. Pentru că dacă ai, de exemplu, o rețetă și e cronică treaba și iau o rețetă, nu știu, ești hipertensiv, dau un exemplu, da? Da. Se mai întâmplă ca la farmacie să ți se recomande altceva nefiind produsul de bază. Și atunci depinde foarte mult de relația pe care o ai cu medicul tău, pentru că medicul spune, dom'le, doar asta. Să zicem că nu o găsești. Leo, scuză-mă, deci tu vorbești de două scenarii diferite. Da, unul m-a întrebat ce faci când vine pacientul la farmacie. Da, nu, să eu spuneam zicem, că se mă zgârie în gât, domnul farmacist, o banalitate. Da. Nu te duci la medic de obicei pentru treaba asta. Mă zgârie în gât, domnul farmacist. Păi, eu ce luam când eram mici? Ce părere ai de aspectul ăsta? Faringosepsis sau nu știu ce. Aici lucrurile pot să meargă în mai multe direcții. 1. Farmacistul este angajat al unei farmacii care impune target de vânzare. Face rabat la etică și vinde ceva. 2. Nu zic neapărat cazul meu, deși eu cam procedez așa. Oare n-ar fi bine să mergi la, uite, cunosc eu un medic orelist sau știu o policlinică unde este un orelist bun și ar fi bine să te vadă. De asta am și întrebat. Ce? Pentru că poate să fie un simplu virus sau o amigdalită și poate să meargă până în cazul extrem un pacient cu, acum chiar recent m-am lovit de un caz, cancer de părți moi ale capului, adică laringe, faringe. Și tu ce faci? Și dai un... O să spun și nume, suntem cu reclamă, nu? Antireclamă, cum e? Nu. O să zicem, dai un tantum verde
Și ai ameliorat durerea de gât, acea urzică sau acel cactus din gât. Și omul mai stă mult și bine, până ajunge să-și descopere, să devină disconfortul atât de mare încât să facă investigații suplimentare. Maschezi sau nu maschezi un simptom? Păi, te arunci direct că hai să vând ceva ca să-mi fac targetul ca farmacist? Dar... Păi de asta, uite, de asta e bine să ai venit cu o clarificare și oamenii, uite, chiar pot să vadă că totuși un profesionist explică corect. Deci nu este despre vânzare în cazul ăsta, ci despre situația unui om care vine la farmacie și în mod corect îi recomanzi, dând și exemplu de față, să meargă totuși să-l vadă un orelist. Aș răspund cu da și nu. Și aici aș că nu să întotdeauna întreb... este despre vânzare, și atunci, da, dar exact... cam întotdeauna se petrece și o vânzare. Da. Doar că business-ul nostru, dacă îi spunem business, trebuie să întotdeauna să fie privit și prin prisma etică. Nu este doar cum scrie în codul CAEN de la Registrul Comerțului. Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate. Păi mă gândesc... Nu e doar atât. E vorba de etica profesională implicată la care n-ar trebui să facă rabat nimeni. Foarte bine. Așa, așa e, așa și trebuie. Deci, practic, ia că se naște o altă întrebare. Deci, unele se livrează, se vând cu prescriere, altele se pot vinde la liber. Cum este cu aceste medicamente? Se definesc categorii de medicamente în funcție și de toxicitatea lor sau în special în funcție de asta. În sensul că o categorie facil de achiziționat la care nu ai nevoie de absolut nicio prescripție medicală, vreo recomandare a doctorului și se poate cumpăra la liber, cum se zice, este acea categorie pe care anglosaxonii, să zicem așa, o definesc over the counter, prescurtat OTC, abreviat OTC. Ea înseamnă medicamentele care se pot expune pe pult, la vedere, pacientul, inclusiv standuri de autoservire, astfel încât pacientul se poate automedica. Și aici ajungem să pomenim despre o capcană. Asta cu automedicație este o capcană. Capcana fiind polipragmazia. Sunt unii care citesc în, eu știu ce, formula AS sau ceva publicații din astea de pseudoștiință și îi iau de bun în reclama, poate chiar reclama mascată sub forma unui advertorial și se automedichează. Cu ce? Cu produse pe care poate au sau nu au nevoie. Tocmai de aia categoria asta a OTC-urilor, în categoria asta intră medicamente cu efect foarte puțin toxic. Astfel încât se ajunge foarte greu la o doză maximă, doză maximă sau doză maximă pe 24 de ore, se ajunge greu la intoxicații, se ajunge greu la un malpraxis, să zicem. De aici încolo intervine categoria următoare. Medicamentele ceva mai puțin toxice sau cu efecte adverse mai puțin mai puternice. O categorie intermediară care se cheamă, noi avem o prescurtare, pe 6 luni. Adică e vorba de rețete albe, normale, simple, emise de către, prescrise de către un doctor, care rămân 6 luni la pacient. Sunt valabile 6 luni de la data prescrierii, sunt arătate farmacistului, farmacistul consemnează de obicei pe spate că s-a eliberat la data de un număr de X unități din acel produs farmaceutic, după 6 luni expiră, își reînnoiește rețeta dacă mai are nevoie la medic, cum e cazul, eu știu, algocalminului, să zicem, sau, algocalminul chiar PRF, prescripție care se reține. Și ajungem la următoarea categorie PRF, prescripții care se rețin în farmacie. Sunt rețetele pe care doctorul le prescrie pacientului, pacientul vine cu ele la farmacie, iar farmacistul o reține. Pentru că deja ajungem la categoria de medicamente cu efecte destul de puternice, la care doza terapeutică este destul de apropiată de doza cu potențial letal sau potențial alergen sau potențial nociv.
cumva am definit cele trei categorii mari, dar de aici încolo mai există două care sunt cele mai drastice, cele mai urmărite, cele mai bine înregistrate, să zicem. Rețetele verzi și rețetele galbene, adică produsele psihoactive și stupefiantele. Dar aici deja astea sunt chiar pentru specialiști și stupefiantele în special pentru pacienții în faze terminale și celelalte pentru diferite afecțiuni special psihice. Deci acestea se eliberează în niște condiții stricte, da. Extrem de stricte. Da, cele două categorii se cheamă toxice, adică produsele farmaceutice toxice, și stupefiante, adică produsele farmaceutice stupefiante. Am înțeles. Asta înseamnă farmacie. Tot ce e mai jos de atât, și mă refer la parafarmaceutice, mă refer la cosmetice, dermocosmetice, dar inclusiv prima categorie de care pomeneam, OTC, ele sunt arsenalul ce stă pe rafturile unei drogherii. Deci, la nivel de legea de înființare a farmaciilor și drogheriilor emisă de Ministerul Sănătății, există aceste două categorii de, iarăși, cum ne spune Registrul Comerțului, magazine. Magazine. Și care este diferența între ele? Drogheria este o unitate care poate să se desfacă parafarmaceutice, dermocosmetice, ceaiuri, fitoterapie, suplimente nutritive, plus categoria OTC. Nu e neapărat necesară să fie condusă de un farmacist, poate să fie condusă și autorizată pe diploma unui asistent de farmacie. Respectiv, farmaciile sunt următorul nivel. E necesar ca ele să fie autorizate pe diploma unui farmacist cu un contract de 8 ore și au posibilitatea de a desface toate de la A la Z tot despre ce am pomenit. Inclusiv produsele care se vând în drogherie, plus cele care necesită rețete pe 6 luni, rețete pe RF sau rețete mai complicate. Ce te-a determinat să urmezi această specializare? Cum a fost atunci? Probabil în liceu, când ai luat decizia. Sigur că în liceu să iau deciziile astea. Eu am vrut să mă fac tehnician dentar. Pentru că inițial mă gândeam că îmi plăcea să migălesc, să era o combinație în capul meu dintre o să fii și artist, și inginer, și să lucrezi în domeniul medical. Să câștigi și bine. Da, și la vremea respectivă. Atunci, cumva, mama, Dumnezeu să ierte, m-a luat deoparte și a zis că știi că ai o școală tehnică și mai bine să faci o facultate, că altfel te deschizi intelectual. Cred că influența mamei mele, Dumnezeu să ierte, a fost covârșitoare. Dar, la urmă urmei, ca orice elev de liceu, te orientezi și în funcție de ce materii de admitere sunt. Mie nu dădea cu virgulă la matematică, deși era în clasă de fizică, fizică-chimie. Nu știu, ultimii 2 ani de liceu, cumva, matematica a rămas mai în urmă. Și atunci am vrut să fug de matematică, am zis, dau la farmacie. Ce crezi că am în anul întâi de facultate? Matematică medicală și biostatistică. De ce ți-e frică? Nu scapi în viață. Da. Dar pe orientarea asta, că m-ai întrebat de ce? Nu e un singur factor, sunt totdeauna mai mulți care... Acum, cu maturitatea pe care o ai în baza anilor trecuți ca experiență în acest domeniu, la un moment dat în România știm cu toții că a fost această mare dezbatere, exodul doctorilor. Până s-au luat acele decizii de mărire până în anul cu toată suma, pentru că în felul acesta, ca măsură, statul vrând să-și protejeze și să-și mențină în țară doctorii. Același lucru s-a întâmplat și cu farmaciștii sau este o diferență foarte mare între aceste două, să zicem, elemente din același domeniu, aș putea spune, medical? Cumva lucrurile sunt interconectate.
dar ca să-ți răspund concret, putem să vorbim despre două categorii de farmaciști. Categoria de farmaciști cea mai largă, bineînțeles, cea mai largă întâlnită, este categoria farmacistului de farmacie publică, de circuit deschis, cum se mai spune. Cealaltă categorie este categoria farmacistului de spital. Deci farmaciile din interiorul spitalelor. Da, farmaciile de circuit închis sau farmaciile din interiorul spitalelor. Cum ziceam, sunt interconectate cele două categorii, tot farmaciști suntem, dar ca să-ți faci o idee, farmacistul de spital există, câștigă mai puțin decât o infirmieră care lucrează pe o secție cu sporuri. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că mie mi se pare extrem de ciudat. Adică să înțeleg că infirmiera lucrează în condiții de risc foarte mari? Să zicem, da. Și probabil că asta ar fi și că farmacistul n-ar fi supus unor riscuri de genul acesta. Poate de contaminare, să spunem, nu știu, disconfortul care este dat de fiecare zonă de lucru și așa mai departe. La sute, poate mii, nu îmi fac o idee în momentul de față, dar cred că putem să găsim repede cifra. Cam câte sute sau câte mii de absolvenți de farmacie sunt în fiecare an. Ținând cont de toate facultățile din țară, de la cele clasice cu tradiție, București, Cluj, Iași, plus Târgu Mureș, plus cea care și-a reluat tradiția din Timișoara, plus celelalte facultăți mici din Arad sau mai mici, nu știu ce dimensiune au în momentul de față, repet, am putea să găsim cifrele astea. Cam câte mii ies în fiecare an, câte mii de absolvenți farmaciști cu diplomă termină facultatea și câți mai sunt integrați în domeniu, în câmpul muncii farmaceutice. De ce? Nu se pensionează atâți cât... Deci există, practic... Câți absolvi în fiecare an? Surplus aici. Există forță de muncă. Deci, în privința farmaciilor, stăm bine în România. Plus că știu mulți, înspre foarte mulți medici care au luat calea străinătății. Farmaciști, cred că știu vreo doi. Unul în Anglia e farmacist voiajor și o fostă colegă de an care e prin Noua Zeelandă. Dar în rest, exodul farmaciștilor nu prea se petrece. Cum sunt plătiți farmaciștii? Care ar fi așa o medie, dacă ai o statistică la nivel național? Cam care sunt plătiți în funcție dacă ești într-un oraș universitar, cum este Timișoara, sau dacă te duci la 100 de kilometri, de exemplu, la Făget și lucrezi? Sau într-o farmacie din proximitatea metropolei și așa mai departe? Există o diferențiere majoră sau vizibilă, vădită între urban și rural. Pentru că la sat, automat, și cheltuielile sunt mai mici, veniturile sunt mai mici, banii sunt mai puțini. În oraș și concurența e mai mare între farmacii. Și vânzările sunt mari, vânzările pe măsură își permit. Și concurența este mai mare, da. Sigur că da. Poate în mediul rural e o singură farmacie în localitate și cu tradiție are un anumit nivel al cheltuielilor, un anumit nivel al veniturilor și cam acolo nu depășesc. E bine că se pot autofinanța. Ca să îți răspund așa global, general. Nu mai e farmacistul ce a fost acum 20 de ani. Când eu mi-am început cariera, la începutul anilor 2000, erau farmaciste, mai ales colege care conduceau o farmacie, au zisem de 1000 de euro salariu. De fapt, atunci încă nu era... Ba, atunci s-a trecut la euro, nu? La 2001, parcă. Așa. De la 99, 2000, se pregătea, da. 99... Ei pregăteau trecerea, de exemplu, nemții, mi-aduc aminte, pregăteau trecerea, erau puse prețurile și în euro și urmau să treacă. Da, deci 2000 pe 2001, mi-aduc aminte, parcă, da. În perioada respectivă, erau farmaciste, mai ales în zona, m-ai întrebat de diferențiere. Da, să zicem, în București sau în orașele mari, în orașe universitare, erau farmaciste care conduceau farmacia, care aveau salarii de 2-3 ori față de un medic sau față de un lector universitar, să zicem.
lucrurile s-au schimbat, nu mai e chiar așa. Încet, încet a venit globalizarea peste noi, lanțurile de farmacie s-au tot înmulțit, au înghițit alte farmacii independente, s-au expandat, au ajuns la nivel de sute de unități pe țară, care la rândul lor s-au vândut. În momentul de față există fonduri de investiții străine, eu știu, un fond ceh, mi-aduc aminte, care a cumpărat un întreg lanț farmaceutic. Bineînțeles că astea vin cu interese mercantile, îi determină pe proprii angajați să mai facă un pic de rabat și la etica asta, să vândă ca să-și ia salariile. Mecanism impus prin un salariu fix micuț și restul trebuie să vină și pe mama ca să bonus. Îți faci, să ajungi la salariu. Deci cam așa stau lucrurile, exact ca la supermarket. Deci tendința aceasta de a vinde produsele. Depinde de farmacie. Aici cred că asta a fost rețeta succesului. La mine, la ce am dezvoltat, la business-ul pe care l-am dezvoltat, farmaciile roz. Întotdeauna am privit pacientul cu nevoia și l-am pus pe primul plan, astfel încât nevoia mea, de fapt eu n-am avut niciodată nevoie de a vinde, cum sunt cei care au nevoie de a vinde ca să-și ia salariul întreg. Am pus pacientul pe primul plan și am zis că l-ajut. Beneficiile au venit după aia. Vezi, Leo, dincolo asta de e diferența dintre independenți și globaliști sau corporatiști sau cei care lucrează în lanțuri care le impun target de vânzări. Eu am știut că de 5 generații, ți-am spus, suntem în cartierul ăla, bunica a venit acolo la 1900. Și mi-aș dori să se piardă urmașii mei, urma urmașilor mei, ca să fac o glumă, un joc de cuvinte, să se piardă și noi tot acolo să fim. Dincolo de... Mai înțeles. Da, dincolo să-ți respecti vecinii, să-i tratezi ca pe egalii tăi, să pui interesele lor deasupra. Cred că asta a fost rețeta de succes. Dincolo de etica despre care vorbeai, mai ales într-o comunitate și de generații, cunoscând și persoanele, contează și zâmbetul farmacistului când te duci să cumperi un medicament. Sau, cum observăm în anumite situații, mai văd și eu că mai intru și într-o farmacie, nu ne stă supărat, tu mai stai și la rând, merge greu. Cu toate că sunt trei persoane în farmacie, am observat că stai foarte mult, domne, să-ți bagi alea în calculator. Foarte interesant. Dar dacă cardul vezi, de sănătate, dacă nu vezi, merge sigur, iară, nu farmacista, dacă o vezi și supărată, am întâlnit odată, domne, trântea medicamentele alea, s-a enervat pe cutie, domne, trântea cutia acolo, știi? Deci și am stat și mă gândesc că ai observat și astfel de... Deci e altceva, dacă, cu ce vă pot ajuta eu, dacă e... Când intram în farmaciile mele, toată lumea zâmbea, eu nu pot să vin cu un răspuns obiectiv. Adică îi transmiți... A venit șeful, nu mai zis toată lumea la comandă. O să-ți dau un răspuns cumva dintr-un domeniu. Știi că unii oameni consideră că tot o farmacie și o păcănea, tot un... Păi cam e în cartier, dacă ai observat, farmacia și păcăneaua, deci dacă te uiți cât la urmă, la cât sunt chiriile în momentul de față, cine își permite să plătească? Frizeriile se închid. Mai tund și pe acasă frizerii. Am învățat și pandemia și lockdown-ul să mai tunde și pe acasă. Păi tundeau înainte. Noi de unde să vindem din portbagajul? Aveau chestia aia de... Și te tundea cu... Era o mașină de aia așa, ca o foarfecă, așa te tundea. Și nu aveau. Și de ce am amintit de păcănele? Am un angajat șofer și vorbeam zilele trecute cu el de pe vremea când lucra înainte de a fi la... în domeniul farmaceutic, era la bar, la păcănele. Și a început să se laude la un moment dat că ce bine mergea, ce ciubucuri făcea pe acolo, în ideea că, explicându-mi cum, pe scurt, omul simțește locul. Începuse să-și cunoască toți clienții care veneau acolo, să mai bagi un bilet, să mai dea un prognostic. Și începuse să-i cunoască,
intra câte unul, de exemplu, zicea o cafea, știi cum, acum se diferențiază, espresso simplu, ristretto, dublu, latte, nu știu cum, flat white, cappuccino, cappuccino decofeinizat. Și zicea o cafea dublă cu... Prietene, e gata deja, că te-am văzut de pe stradă cum vii. Și automat asta încheia ziua cu 200-300 de lei, 400 de lei în buzunar. Ce bă, cum ar veni? Adică oamenii aia mai și câștigau pe la păcănele și lăsau extra. În contratură cu el erau două gagici. Care, vorba ta, trânteau cafeaua pe masă, că ele erau sătule când au primit... Cum se cheamă? Că... Baxiș. Încerc să evit cuvintele astea de import otoman, nu știu de ce, dar ele sunt, majoritatea provin din limba asta. Și erau frustrate, vezi că e un cerc vicios. Trânteau cafeaua pe masă, fiindcă nu primeau, dar nu primeau fiindcă trânteau cafeaua pe masă. Și ele nu conștientizau că trebuie să nu trântească cafeaua. În farmacie nu există baxișuri sau... Mai avem unii dintre noi câte o cutie de donații pentru câte o asociație sau ceva, aia pentru sărmanii care... Nu știu cum avem noi de la OncoHelp, n-au nici zile de trăit unii sau fire de păr în cap alții sau... Pentru aia mai colectăm niște mărunțiși. Dar să fie oare frustrarea farmacistei că a ajuns să-și plătească mai greu ratele, că a ajuns să-și permită mai greu decât acum 10 ani să orice, totuși. Eu cred că da. Deci dacă ne uităm la cum funcționează economia la ora actuală, este o ciudățenie dacă ne... Și trebuie să facem o analiză corectă. Dacă te duci pe zona corporație IT, te uiți în partea cealaltă, zona medicală, care de la decizia statului, ca să nu mai plece doctorii, au reușit să crească veniturile. Și mai sunt prin zona publică, dar trebuie să ai ceva în experiență, să fii totuși într-o funcție de conducere și să ai un venit. În rest, economia în celelalte zone nu este așa cum e a prezentat. Foarte mulți vor, într-adevăr, chiar și un farmacist, da, să trăiască într-un oraș metropol, gen Timișoara, gen Cluj, gen Iași. Evident, costurile vieții sunt destul de mari. Și cresc pe zi ce trece. Și atunci, poate că oamenii, trecând peste această chestiune, nu este pentru că poate nu știe sau nu vrea, pentru că sunt oameni educați acolo. Și marea majoritate au bun simț. Dar le vezi acea nefericire pe față. Și dacă ne întoarcem la statisticile astea, Ciprian, este adevărat... România nu stă bine din punct de vedere economic. Produsul intern brut a crescut și crește de la an la an. Dar trebuie să vedem și în ce condiții crește și trebuie să ne uităm și la costurile vieții. Și atunci este frustrant și că trăiești într-o metropolă și costurile sunt mari și că ar trebui să te duci în altă parte și să te izolezi. Deci poți să ajungi într-un soi de depresie de asta urbană. Spune și tot la tine venim la farmacie să ne dai un medicament pentru a ne trata într-o formă sau alta. Doamne ferește, vorbesc simbolic și evident mai și glumim. Spune-mi dacă greșesc, oare oamenii nu se așteaptă, marea majoritate dintre noi, sau vorbesc eu pentru mine însumi, astăzi să fiu varianta mai bună a mea de ieri, și mâine să fiu varianta mai bună a celui de astăzi. Nu neapărat, poate spiritual, poate, de ce nu și financiar, că trăim într-o lume materială, să existe un progres. Eu simt nevoia de progres în toate, pe toate planurile. Da, așa este. Și în domeniul nostru se pare că lucrurile astea nu se mai întâmplă de câțiva ani buni. Nu se mai întâmplă și... Un farmacist care... avea un anumit statut, inclusiv financiar, și își permitea un anumit nivel la începutul anilor 2000, acum după 20 de ani, nu mai e nici pe departe. Dar unde e progresul? Nici nu mai vorbim despre progres, dar măcar să se fi conservat acel statut. Un regres. Da, a fost atractiv în primii ani după Revoluție. De ce? Când au început să dezvolte lanțurile de farmacie. Și
mă gândesc că la nivelul anului 2000 cred că a fost explozia în România cu foarte multe investiții în acest. Și școlile de asistenți de farmacie au explodat la un moment dat. Nu mai vorbesc că farmaciștii care terminau universitatea erau foarte căutați. Adică din start avea loc de muncă, nici nu își punea problema că nu va fi angajat într-o farmacie. Poate chiar șef de farmacie, pentru că foarte mulți au deschis în perioada aia care au investit și au făcut antreprenoriat, cum ai făcut și tu. Automat că căutau și identificau farmaciștii ca să țină destinele unei farmacii. Și a fost în regulă o perioadă de timp. De ce s-a ajuns aici? S-a ajuns pentru că tot globalizarea ca efect ne-a adus aici concurența puternică la un moment dat. Absolvenți care, de școlarizare foarte mare, școlarizarea probabil că a însemnat mai degrabă o afacere, că și aici este de discutat. Școlesc peste orice statistică de ieșire la pensie, deci ieșit din activitate, este foarte dificil, că nu au unde să-și găsească loc de muncă. Și probabil că sunt dintre ei care se reorientează profesional. Au pregătire superioară, au un sistem de valori, au o anumită cultură. Aici te întreb de ce. De ce să-și colește mai mult? Pentru că e un business, în opinia mea. În primul e rând. Sau poate este și profesorii universitari și toate celelalte grade de sus să-și ia salariile întregi. Sau poate au... Ca să-și le ia întregi, singur. Trebuie să aibă state de funcțiuni extra curicule bugetate, că și asta poate, că acolo se întâmplă iarăși un fenomen. Pe locurile bugetate este o logică și la locurile cu taxă o altă logică. Putem să mergem și pe ideea că se școlarizează având în vedere că România să nu aibă probleme pe viitor și ne gândim noi așa, strategii pe termenul următorii 50 de ani, ne trebuie foarte mulți farmaci. Și să știi că nu... utopia aici, de unde gândire strategie? No, hai să schimbăm aspectul un pic, că deja... No, să nu cădem în... Eu am început, am început facultatea de farmacie în 1994, am dat admitere în toamnă. Am fost 25 de studenți în tot anul, 25 de locuri la admitere. Și au fost 330 și nu știu cât de înscriși. Da. Mai 13 pe un loc. Acum cât mai e la 13, o virgulă, nu știu. Cât e la un an acum? Acum cât? Nu se ocupă locurile. Și sunt, bine, 100? Sunt 100 și nu sunt mai știu 100 exact. Și ceva, da. Peste 100. Și nu se mai ocupă. Nu se mai ocupă toate. Ei nu mai au bacalaureatul mulți. Și e destul de dificil. Deci dacă jumătate din generație reușește să treacă și jumătate nu, iarăși este o problemă la admitere, la toate specializările până la urmă, dacă stăm să ne uităm corect pe statistică. Una peste alta, farmacia în sine este un punct de reper în comunitate, cum a fost, este poate și biserica, poate și dispensarul, poate școala. Deci eu cred că dacă ne uităm istoric așa, farmacia a avut o importanță. Din ceea ce ai citit, cum era cu 200 de ani? Cum arătau farmaciile acum 200 de ani, să zicem? La nivel de, hai să mergem puțin mai în urmă ca să există o diferențiere și că mai clară, totuși... mai netă, la nivel de mediu nu existau farmacist sau era doar... Medicul făcea, deci medicul și, făcea și... Îndeplinea și rolul de farmacist. Îndeplinea și rolul de inclusiv farmacist. Instituțiile de învățământ erau una și aceeași. Nu erau două diferențiate pe facultăți sau... Lucrurile astea au plecat într-o cheie dicotomică sau au început să se diferențieze cam în perioada asta de care vorbim. Că 200 de ani în urmă să fie poate și mai bine, când unii au devenit... farmaciști, alții au continuat ca fiind medici. Și care era prima lor deprindere sau pasiune? Chimia? Totul pleacă de la reacțiile chimice, nu? Știi că înainte se făceau și creme, adică se preparau anumite medicamente în farmacie. Nu se există mai, o linie mai clară sau până la momentul ăsta a fost o alchimie și o speculație totală și de la momentul X a trecut. Lucrurile au fost descoperite încet, încet, mecanisme, inclusiv în momentul de față avem aici, cu siguranță că o să nasc niște controverse, am colegi medici care nu cred în homeopatie.
există un anumit domeniu în arsenalul ăsta terapeutic, o întreagă știință, să spunem, deși e mai puțin știință, mai mult speculație, care se cheamă homeopatie. Dăm un exemplu. Tu ești inginer, nu? Nu. Da, nu. Nu sunt inginer. Sau atunci hai să mergem mai în urmă. Fac apel la cunoștințele tale generale din liceu. Îți mai aduce aminte ce înseamnă numărul lui Avogadro? Nici nimeni nu e om universalist. De la Leonardo da Vinci încoace n-a mai existat așa ceva. O să-ți aduc eu aminte. Este vorba de numărul de molecule aflate într-un mol de substanță. Un mol reprezentând o unitate de măsură. Și acest număr al lui Avogadro se exprimă în 6,023, are o cifră, și l-a de înmulțit cu 10 la puterea minus 23. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă un 0,23 de zerouri, după care începe 6, 2, 3 și continuă. Deci, practic, ce am vrut să spun cu toată chestia asta? Că dacă stai să faci un calcul matematic, fizico-chimic, matematic, tu într-un preparat homeopat nu mai ai nicio moleculă din substanța trecută pe etichetă. Dar, poate unii dintre noi am citit un Iosif Constantin Dulcan cu inteligența materiei și există niște fenomene care au fost și pot fi oricând observate, dar ele nu au putut fi încă descrise din punct de vedere științific. Deci demonstrate științific. Demonstrate științific încă nu. Deci la nivel de homeopatie, știința e la nivel de evmediu. Încă nu știm cum stă treaba. Deși în Londra există spitale de homeopatie, deși paradoxal, cu cât un medicament homeopat avansează în diluție, cu atât el devine mai puternic. Deci diluțiile milezimale, adică medicamente diluate de 1000 de ori, nici măcar nu sunt medicamente, sunt remedii, ca să mă exprim corect, remedii diluate de 1000 de ori sunt mai puternice decât cele diluate de sute de ori. Dar sunt niște paradoxuri, ele există, încă nu au putut fi explicate. Dar sunt ce m-ai întrebat inițial? Am deviat. Sunt și doctori, vorbeam de istoria, sunt și doctori care cred în acest concept până la urmă, că am auzit de el și am văzut că există inclusiv pe internet o serie de prezentări despre homeopatie și, cum să zic eu, e o întreagă dezbatere pe tema asta. De mă gândesc că nu toată lumea este împotrivă și cred că orice zonă de intervenție sau de genul acesta își găsește adepții săi care sunt și luptă pentru sau oponenții. Că mă gândesc că dacă nu se validează prin toate acele etape de aprobare, să zicem, a unui remediu care pot să devină medicament, nu? Adică știu că pentru, de exemplu, pentru imunitate, din ce am citit, sunt niște molecule care se iau la recomandarea unui doctor în zona asta de creștere a imunității, să zicem, nespecifice, sau când ai o afecțiune din asta cu o viroză, de exemplu, sau ceva. Știu că sunt persoane care folosesc, de exemplu. Da, există produse homeopate, contra răcelii. Din câte știu, aveau și reclamă pe televizor. Da, nu, așa este. Și cunosc persoane care practică, adică sunt adepții, folosesc astfel de produse, fără nicio problemă. Deci, și chiar îmi povesteau că sunt foarte mulțumiți. Dau la copii, de exemplu, în situații de genul acesta, nu folosesc medicamentul în sine, chimic. Știi cum merg lucrurile astea de obicei în farmacie, din punctul meu de vedere? Întotdeauna poți să faci o recomandare, cea mai sinceră recomandare pe care o face un farmacist este un produs care i-a făcut lui bine. Eu, pe lângă meseria asta, am și hobby gătitul, gastronomia. Și am avut la un moment dat un mic accident, mediu, mic, mi-am tăiat un deget. Pe 3 sferturi, buricul degetului mare. În secunda 2 am luat o cremă, e homeopată,
pentru că e produsă de un producător homeopat, în principiu e cremă cu gălbenele. Deci nu vrei să știi loc, mi s-a lipit degetul la loc în câteva zile. Deci, minune, știință, da, da. Cum vrei să-i spui, lucrurile astea s-au întâmplat. Mai departe de atât, fiecare dintre pacienții mei pe care cărora le-au fost prescrise de către medicul homeopat, au fost prescrise medicamente, au dat rezultate. De aici, da, până să ajungem, nu avem cum să explicăm, pentru că nimeni n-a explicat în momentul de față cum funcționează, dar ele există. Putem face și deducții logice vis-a-vis de explicațiile tale care au și latura maternală. Sigur că dacă despre acel număr, cu siguranță am auzit cu toții în liceu, să zicem, dar nu-ți vine neapărat spontan și dacă nu îl operez cu cifrele, nu-ți vine. Asta, dar, apropo de asta, mă întorc la o deducție simplă, care este tot un model matematic despre care vorbește la un moment dat Albert Einstein, considerat ideal la oameni și real la albine. Adică, și e de fapt un model ideal în sensul că se raportează, de exemplu, în organizare structurile militare. Și atunci vreau să aduc în discuție stupul de albine. Și de aici la un medicament care se prepară, medicament, o substanță pe care o întâlnim și noi la magazin, eu o mai folosesc, se numește tinctură, de exemplu, de propolis. Picăturile alea foarte dure și foarte amare, pe care nu oricine le poate lua dimineața, de exemplu, pentru că sunt foarte amare. Și citeam că, de fapt, stupul, care este organizat foarte bine, are un sistem de apărare cu această substanță, care, sau, mă rog, această substanță pe care noi o folosim după aceea pentru a ne proteja de diferite infecții. E foarte interesant și uite, albinele au așa ceva. Și aici este iarăși o știință și farmaciile sunt prezintă produse, de exemplu. Da, și noi produse api. Că și ele fac, de mii de ani, și ele fac bine până la urmă. Și de ce n-ar face și cele despre care vorbeai, acele remedii? La asemenea filozofie, cred că ar trebui deschis o sticlă de vin. Pentru că e o filozofie și cum grecii antici la acele simpozium pe care le aveau hotărau care e proporția de vin și apă, ce mirodenii, tocmai pentru a le dezlega limbile celor participanților la simpozion, cred că ne-ar ajuta să filozofăm în direcția asta. Dar ideea în sine de a filozofa pornește de la exact ce ai spus tu, ce e bine și ce e rău. Cât e bine, cât e rău, ce binele, cât îl face substanța și cât îl face mintea umană. Da, pentru că aici vreau să-ți aduc discuția la nivelul de punerea unui medicament nou pe piață. Pe lângă că research and development, cercetarea, dezvoltarea în Big Pharma costă. Da. Zeci de miliarde. Acum nici nu mai contează moneda, euro sau dolari, dar și, la quantum ăla costă anii, foarte mult. Dar și perioada de timp până când... 10 ani de la punerea pe piață unui produs și de unui produs până când expiră patentul. E o perioadă foarte scurtă și atunci de aia medicamentele inovatoare, medicamentele noi puse pe piață vin cu niște costuri fabuloase, fantastice. Da, de aia România nu își permite să înregistreze tot ce apare. Acum am înțeles că e ceva nou ieșit de la americani împotriva Alzheimerului, cu foarte mari speranțe în ce privește stoparea progresului bolii. Dar e mare lucru și asta. Nu regresează, nu însănătoșește pacientul, dar să lucrești la un anumit stadiu, e mare lucru. Ajungem la momentul pe care orice moleculă nouă pusă pe piață trebuie să-l parcurgă. Momentul, pașii, se zice, trialurile clinice. Și aici, la trialurile clinice, știi despre ce e vorba. Se ajunge s-a terminat cu faza de testare pe animale și se trece la testarea pe pacienți voluntari, de obicei. Acum, aici fac o mică paranteză. Medicamentul respectiv, care urmează a fi pus pe piață, se dorește a fi dat sau se dorește a fi inovat pentru pacienți bolnavi.
dar el se testează pe subiect sănătoși. Închidem paranteza. Costurile astea se reflectă inclusiv în trialuri clinice. Dar în ce privește cifrele, diferența este, hai să nu zicem alarmantă, ci măcar intrigantă. Există loturi de pacienți care primesc placebo, există loturi de pacienți care primesc substanță activă. Câteodată la studiu orb nu știu pacienții ce primesc, la studiu dublu orb nici măcar medicul ce le administrează nu știe ce e acolo. Diferența dintre cele două loturi, placebo versus substanță adevărată, e de ordinul a câteva procente, 6, 7, până în 10. Ceea aici ce intervine mintea umană. Ceea ce ne, da, exact. Aici duce, ai vrut să spui raționamentul, ne duce de fapt era... la cât de puternică e mintea umană. Și am întâlniri cu prieteni, de exemplu prieteni chirurgi. Așa o diferență există între pacienții, nici măcar n-aș vrea să-i bag în categoria de la sat și de la oraș. Deși cam ei așa se împart. Hai să le zicem pacienții încrezători în... Merg la un doctor bun. De obicei ăștia vin la sat. Merg la un doctor bun și am auzit eu că ăla face bine și e cu speranță pacientul. Pe când un pacient anxios, cu angoase pe el, cu tot soiul de frici, cu... care de obicei din mediul urban, nu știu cum se întâmplă chestia asta, și citește, da, toate prostiile de pe, inclusiv, cum ziceam, pseudoștiință, formula AS, știe el de acolo ce se întâmplă. Rata de vindecare total diferită. Unii după prima categorie, după 2-3 săptămâni, după operație grea, zicem o hernie, sau nu neapărat atât de grea, dar o operație totuși, o intervenție chirurgicală. Pleacă după 2-3 săptămâni dansând acasă. M-a făcut doctorul bine. Alții mai trăs prin spitale. Deci, iată, deci... vorbeai practic în concluzie despre un echilibru între minte și încrederea pe care ar trebui să o ai în substanța, să spunem, pe care o ingerezi, nu? E interesant. Dar și ce este de mii de ani, și aici ne putem uita și la medicina chineză, ne putem uita la ce se întâmpla în antichitate, la romani, la greci. Deci erau minți strălucite și atunci. Foarte interesant. Astăzi, de exemplu, venind de acasă de la lucru, ascultam la știri, la radio, o chestie interesantă, s-a descoperit că romanii aveau încălzire în pardoseală și în pereți. Este incredibil, printr-un niște tubulaturi de ceramică, foarte bine gândit, cu eliminarea noxelor, cu foarte, foarte interesant. Era o știre din asta, la un sit în Italia, în fine. O grămadă, aveau Discovery, aveau o serie. Deci, o serie întreagă de ce a fost uitate, au fost descoperite în antichitate sau mai recent, au fost uitate și redescoperite în perioada modernă. Și mi-aduc aminte tot de la romani, parcă era betonul, concrete, era pe Discovery. Betonul, beton, pur și simplu beton. Ei știau să toarne beton, s-a pierdut chestia asta, s-a redescoperit când câteva sute de ani mai târziu. Multe sunt așa care s-au pierdut de-a lungul vremii, ori că au fost pierdute într-o bibliotecă arsă, ori că habotnicia secolelor de început ale creștinismului a făcut să distrugă tot ce nu era creștin. Vezi, biblioteca din Alexandria, tot la biblioteci ajungem. Sunt convins că... Ele au fost readuse, tot ce înseamnă antichitate, scritorii antici, greci, au fost conservate operele lor pe la arabi și au fost reintroduse de arabi în Europa înainte de Ev Mediu sau Ev Mediu Timpuriu. Și dacă ne întoarcem... Igiena. Da. Și dacă ne întoarcem chiar în perioada faraonilor, eu sunt convins că... aveau acolo la curte și o persoană care se ocupa de medicamente. Substanțele pe care, când exista câte o problemă, am observat în filme documentare, era o persoană care venea și acolo, pe loc,
încerca să prepare, să facă ceva, venea cu sticluțele, cu... Cum ți-ar plăcea să se întâmple ție? Să vină cu ceva necunoscut, să scoate dintr-o geantă sau de undeva scoate o sticluță sau să ți-o prepare pe loc, ție cum ți-ar plăcea? E o chestie mercantilă, cred că și ei știau să-și pună în valoare serviciile. Deci era un dacă marketing și atunci. Loc, e mai proaspătă, e mai bună. Păi ca și pâinea, nu? Da, nu știu cum ar fi mai bine. Cred că cel mai important e să fim sănătoși și să evităm cât putem contactul cu substanțele pe care le-ai definit la început, unele toxice, altele mai puțin toxice sau un grad de toxicitate în funcție de, să zicem, patologiile pentru care ele au fost fabricate, descoperite, să zicem, autorizate și se fabrică. Și atunci cred că o concluzie ar fi că echilibrul interior este cel mai important pentru sănătatea noastră și dacă ne întoarcem la statutul cu costurile vieții a unui farmacist și nu numai, cred că al fiecăruia, ar fi că omul ar trebui să trăiască la nivelul capabilității de a-și produce resursele și să fie mulțumit cu ceea ce are, pentru că a dori să ai ceea ce nu poți obține, practic este o stare în care intri și practic ești nefericit. Și atunci ar fi bine să ne gândim că poate dacă ne-am evalua din perspectiva obținerii resurselor și dacă am fi capabili să înțelegem efortul inclusiv de varianta mai bună a mea mâine decât azi și păi mâine decât de mâine, da? Sau azi față de ieri, sigur că da. Ei, și atunci îți dai seama că omul încearcă să facă aceste eforturi. Dar stăteam și mă gândeam totuși legat de domeniul în care tu activezi. Nu prea ai unde să te duci. Deci postul e post, jobul e job, cam toate joburile sunt asemănătoare, deci practic... Asta e ceea ce vezi tu. Să zice, asta mă gândesc, ceea ce vezi, ceea ce văd o concluzie eu, pripită. Nu pripită, dar pot, nu. Pot să-ți să-ți detaliez o grămadă de aplicabilități ale profesiei de farmacist fără să fii într-o farmacie de circuit închis sau farmacie de asta circuit deschis. Asta vreau să te poți întreb. Poți lucra pentru o companie farmaceutică ce dezvoltă studii sau urmărește studii clinice. Deci ia câtă... Poți lucra la Institutul de Medicină Legală ca farmacist laborant care analizează probe de la... A, bine, aici e cam limitat locurile. Numărul limitat de locuri, da, destul de limitat. Limitat, sigur, da. Sigur. Se poate lucra în producție farmaceutică și sunt mai multe domenii. Deci, asta, apropo de varianta cea mai bună, de asta am vrut să te întreb, dincolo de ceea ce observi că este cariera unui farmacist, faptul că el este acolo la pupitru, te consiliază, te îndrumă, știe ce să-ți dea de pe raft conform prescripțiilor medicale și așa mai departe, apropo de cum a stagnat din 2000 și cum stagnează acum și spune că e un regres la asta, m-am referit, care ar fi direcțiile în care ei se pot dezvolta, mă refer, ca și evoluție? Eu am enumerat 3 pe care le-am parcurs personal, dar nu am pomenit de post pe care l-am avut în timpul facultății. Am lucrat în timpul facultății la un laborator de producție farmaceutică. În enumerarea mea erau carieră universitară, farmacie de circuit închis, farmacie de circuit deschis. Și mai sunt și reprezentanții de vânzări pentru diferite categorii de medicamente ale companiilor farmaceutice care au... Reprezentanți medicali care promovează produsele, le fac cunoscute medicilor. Da, organizează conferințe de profil și așa mai departe. Da. Iată, sunt... Dar Leo, ca o concluzie, că așa cumva întrebai, vrei să duci lucrurile în direcția asta și după aceea am deviat puțin. Ca o concluzie, pomeneam mai devreme, Homo Universalis de la Leonardo da Vinci, eu nu mai știu să fie. Evităm să cerem sfaturi generale.
sau ca să o fac așa, mă întorc către cameră și dragi urmăritori, evitați să cereți sfaturile generale. Mergeți la specialist. Mergi într-o farmacie, poți să cazi într-o capcană, mă zgârie în gât, dacă e ceva mult mai grav. Întotdeauna bazați-vă pe specialiști. Încercați să căutați o opinie. Mai există și termenul medical care se cheamă second opinion. Medicii între ei cer părerea unii altora, pentru că la urma urmei erare humanum est. A greși e omenește. A ști continuarea. Perseverare diabolicum. A persista în greșeală e mult mai grav. Mai grav, da. Bine, Ciprian, îți mulțumesc foarte mult. Concluzia de final este, mi-a plăcut, este bună. Să cerem sfatul specialistului chiar și pentru acea durere în gât, simplă durere în gât, pentru că poate să fie mai grav. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru dialogurile pe care... le-am zburat. Dar poate facem un podcast într-o bună zi să vorbim totuși despre antichitate, despre antichități, despre aceste lucruri despre care nu prea se vorbește, dacă ai observat și aia cu... Cum se făceau crismele, nervul mediu. Cu homeopatia și chestiunea cu albinele și... Dincolo de chestiunea aceasta cu teoria conspirației și așa mai departe, ceea ce este de mii de ani, eu cred că e benefic. Și nu știu ce studii ar mai putea să fie făcute, de exemplu, pentru partea asta de apicultură, dau un exemplu, sau ce ar trebui să se mai demonstreze cu privire la anumite remedii, cum le-ai numit tu, care unele dintre ele sunt vechi și mai... N-am vorbit noi astăzi și era interesant să fi vorbit de ce au dispărut anumite medicamente foarte bune pe care se produceau la noi. Uite, de exemplu, la copii se dădea la un moment dat un medicament care era, nu numai că este foarte ieftin și așa, pentru imunitate nespecifică. În special celor care îi opera de polip de, și așa. Se numește Bronhovaxon. Eu îl produceam noi la Cantocu. Zic că nu, dacă nu mi-aduc aminte. Că știu că și eu am avut... Nu, tot ce înseamnă Vaxom și există. Da. Urovaxom, Bronhovaxon, mai multe, se fac în Elveția. Este o fabrică elvețiană. Dar și nu s-au produs de știu, mai există. Știu mai că există. S-a avut cineva este, să meargă... Este un vaccin. Da, este un vaccin sub formă orală în care o droaie de tulpini de bacterii liofilizate, adică atenuat virulența lor, potențialul patogen și rămasă doar informația din punct de vedere genetic care determină în organismul nostru crearea de anticorpi. Dar tot, la urmă, tot vaccin este. Dar aici ducem lucrurile în, cumva într-un particular. Eu vreau să-ți vorbesc așa pe încheiere despre cum merg lucrurile în general. Și știi cum e, în momentul de față trăim vremurile moderne în care încercăm să ne ferim de comentarii, să zicem, rasiste sau sexiste sau toate astea cu iste la sfârșit. Dar n-ai cum să nu observi că Big Pharma a mers după interesele omului alb. Istoria colonială, dezvoltarea a o droaie, unui arsenal terapeutic în ce privește antimalarice, anti, în general, împotriva bolilor tropicale. De ce? Pentru că omul alb mergea în colonii și trebuia acolo să facă performanță, să zicem frumos. Perioada respectivă s-a încheiat. Care a fost următorul interes farma? Bolile cardiovasculare. În momentul în care în domeniul ăsta s-au cam inventat moleculele cu care se ține sub control, eu știu, o hipertensiune arterială, niște aritmii, niște... Care este următorul domeniu în care Big Pharma își ațintește ochii? Crescând speranța de viață,
înfrumusețarea. Nu neapărat. Crescând speranța de viață, ajungem în zona aia pe care mulți nu accesau. Din punct de vedere patologic, nu ajungeau până acolo. Și sunt bolile astea care apar mai înspre bătrânețe, de obicei boala oncologică. Ce se întâmplă în oncologie, în cancer în general? Bunica mea s-a prăpădit din cauza asta. Era o femeie simplă de la țară. Eu nu am cunoscut-o, dar îmi povestea mama, zicea, îi spunea fiicei ei, adică mamei mele. Viorica, să știi că eu știu ce am. Ce ai? Rac. Rac adică... Cancer. Da? Tropicul racului, tropicul cancerului. Ce înseamnă? De ce percepția populară era exact pe animalul care merge înapoi? Pentru că exact asta se întâmplă, un regres. Din punct de vedere al diferențierii și specializării celulelor, ele își pierd această specializare și regresează înspre stadiul ăla de la care noi am crescut. Că noi creștem de la o celulă. Ovulul nidat de către spermatozoid, care dezvoltă un embrion, care în primă fază e o celulă. Două, patru și așa mai departe. E, asta pornește de la nediferențiat înspre total diferențiat, țesuturi diferențiate, specializate, țesut hepatic, țesut nervos, țesut conjunctiv, țesut mai așa mai departe, e, la cancer se întâmplă exact chestia asta invers. E, asta se cercetează în momentul de față, de către Big Pharma. Cine știe ce mai va mai fi pe viitor? Poate omul bicentenar în reparații să ajunge până la 200 de ani, cu tot felul de ficat de titan, da, pentru aia care mai... Uite, de exportul cu ficatul. Da, e bine ca cei care ne urmăresc să se aboneze și vă invit oameni buni să vă abonați la canalul nostru de YouTube. În felul acesta veți afla lucruri frumoase pe parcursul emisiunilor, dar ceea ce nu am discutat și aș fi vrut să te întreb dacă poți să spui ceva pe final, legat de povestea antibioticelor. Deci observăm prin vocea specialiștilor că în anumite situații chiar clasele superioare, nu, de antibiotice nu mai dau rezultate. Să fie pentru că le folosim foarte des și au devenit, să spunem, mai puțin puternice față de agentul patogen sau ce se întâmplă? Am tendința de... Se spunea că noi să facă la teleenciclopedia, asta, da, într-o emisiune viitoare. Da. Dar mai sunt, am identificat niște subiecte pentru o emisiune viitoare și promit să revin să discutăm despre roboți farmaciști, despre felul în care inteligența artificială va înlocui încet, încet profesioniștii din domeniul medical, farmaceutic. Dar aici, dacă m-ai întrebat... Tocmai pus întrebarea asta, lucrurile evoluează, inclusiv din punct de vedere al informației genetice pe care germenii patogeni, că sunt virusuri, că sunt bacterii, virus, bacterii, poartă o informație intrinsecă. Astea evoluează odată cu... Mă gândesc la faptul că TBC-ul la un moment dat a fost eradicat, cel puțin la nivel de emisferă nordică și de lume occidentală, așa zis, civilizată. A fost eradicat. Uite, acum de vreo câțiva ani se discută despre forme de TBC rezistent sau multirezistent. Apar mutații, virusuri noi. Suntem într-o lume mai care vedem doar vârful icebergului. Mai provocat ce cu... Ce sub apă? Mașinile, cu roboții, cu inteligența artificială. Și aici aș putea să concluzionez așa, ad hoc. Păi ok, dacă o să avem roboți peste tot, înseamnă că omul o să devină din ce în ce mai scump. Sau să înțeleg că va fi pe cale de dispariție. E, asta este o întrebare. Bun, și dacă mașinăria va lua locul farmacistului, ce vom face? Nu vom mai avea farmaciști, nu? Oameni. Poate un farmacist care să ungă roboții. Păi, da. Dar... asta e un subiect de podcast pentru un nou episod. Da. Peste tot este societatea post-muncă. Iosef Harari pomenește în Sapiens despre inclusiv societatea, despre câteva sute de mii de hasidici din Israel
care sunt plătiți de către stat să se roage și să învețe, asistat social cu câte 2, 3 până la 20 de copii, sunt într-o societate post-muncă, sau ei sunt primii exponenți ale acestei societăți post-muncă, da, și roboții vor crea plus valoare, astfel încât plus valoarea să fie distribuită în mod egal, ideal ar fi așa, între cei care populează planeta. Vom vedea și o să mai discutăm pe tema asta. Merită un podcast făcut. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru gândurile frumoase și pentru inima deschisă cu care ai venit la noi în studio. Și eu îți mulțumesc pentru găzduire. Seară bună, oameni frumoși, toate cele bune și cele mai frumoase gânduri vă dorim. Seară frumoasă!